În legătură cu curriculumul școlar, în prezent se lucrează la curriculumul pentru gimnaziu și liceu. Mențineți echipele de curriculum care au lucrat până acum stabilite de fostul ministru? E o singură întrebare cu mai multe linii de răspuns. În primul rând, când discutăm de curriculum, este o mare, mare și importantă decizie de luat și balansul între predictibilitate, continuitate și inovare. Și o să le tratez pe amândouă. Păi, haideți să ne gândim unde suntem. Suntem acum în situația în care s-a lucrat la cadrul curricular și în câteva zile va fi scos în consultare publică cadrul curricular pentru clasa 5-a și clasa 9-a, ca despre el este vorba. Cadrul curricular va trebui să ducă la curriculă care va fi dezvoltată, care, mă rog, fixată, stabilită. În toamnă va trebui scoasă licitație pentru a pregăti manualele. Manualele trebuie să fie disponibile în 2017 elevilor. Nu avem așa mult timp, pentru că dacă nu sunt gata în 2017, curicula nu e gata în 2017, degeaba încercăm să mai scoatem, nu mai avem timp să scoatem manualele. Și atunci, din punct de vedere al predictibilității, părerea mea este că orice decizie, ce să fac, să schimb, să ce, sunt profesioniști acolo, n-am niciun fel de problemă. Au lucrat, au avut un cadru, au lucrat un an și jumătate, ce să fac, schimb și transformi o linie de predictibilitate, de încredere, nu mai înțelege nimeni nimic ce se întâmplă și pui sub risc pregătirea copiilor noștri, zeci de mii, sute de mii de copii. Și atunci, care este echilibru între decizii? În primul rând, în acest proces care era standard, în sensul că era cadru curricular, probabil că se anunța, se scotea în dialog, de data asta va fi un dialog foarte puternic până la sfârșitul lunii ianuarie, în luna februarie vom integra feedback-ul, după care se va începe dezvoltarea cadrului curricular, dar la sfârșitul lunii iunie vom avea într-o situație suficient de matură pentru a discuta cu un număr de profesori, zic un summer camp, cu un număr de profesori din domeniu, câte 2-3, să discute dacă curriculumul respectiv este potrivit. De să dea un feedback asupra lui. De asemenea, va fi scos în consultare publică și în toamnă, în septembrie, vom integra această experiență, iar la nivelul lunii octombrie vom anunța licitația astfel încât editurile să poată pregăti conținutul și la timp, în 2017, manualele să fie acolo. Și o să mă întrebați, și atunci ce facem? Facem. E pregătit un program din fonduri europene, pentru că e util să le folosim, un program pe 7 ani. Un program mare. Un program care va avea e o autostradă largă cu 3 benzi de circulație. Una înseamnă cadrul curricular actual și cu ceea ce pot să fac modificări în cadrul lui, uitându-mă la testele diverse care vin, PISA, rezultatele de nu știu unde, și atunci am o ajustare fină pe ceea ce am. În al doilea rând, cred că în România există absolut spectaculoase experimente, inovare. Proiecte care nu doar sunt în fază de test, au ajuns să aibă masă critică și cred că a doua linie va trebui să fie dedicată validării, într-un fel, unor studii de caz. Am această aplicație, folosesc așa inovarea, așa vreau să livrez, astfel încât dintre ele, dintre multele experimente din România, care au doză mare de inovare și noutate, pe linia a treia vom încerca împreună cu societățile profesionale, cu cei care de asemenea se uită la detaliile de curriculum, să venim cu ceva ce să se poată insera mai târziu direct în... Asta înseamnă odată predictibilitate și continuitate și posibilitatea de a insera aici lucruri noi după ce l-ai testat, că nu te poți juca în laboratorul ăsta social care înseamnă educație oricum. Puteți să-mi dați un exemplu de experiment? Doar un exemplu. Ce ar putea însemna? Un mod anume de a livra conținutul. Un mod anume de a pregăti conținutul. Conținut digital, cum arată, evaluarea cum se face, modul în care interacționezi cu elevul, modul în care și cerințele pe care sunt clar necesare a fi acoperite din punct de vedere al abilitării curriculare a profesorului. Deci toate astea le testezi ca într-un laborator, se consolidează și creezi aici nu numai o idee care e o idee absolut briliantă, ci o idee care se reflectă, de exemplu, în întreg curriculum de clasa 1, care după aia e urmat de clasa 2, deci va fi din experimentul ăsta, din lanțul acesta de validări, va alimenta
axul principal care dă credibilitate, intrând dintr-o clasă în care pot să aduc schimbarea. Clasa 1, clasa 2, clasa 3. Deci asta înseamnă inclusiv o modificare a curriculumurilor noi de, existente. Păi da, dar o voi face după ce am timp. Deocamdată acestea funcționează și ciclul se mișcă cum trebuie și voi veni cu inovare validată aici. Creez continuitate odată, adică nu bulversez. Pe de altă parte folosesc o tehnologie validată și experimente validate, ceea ce înseamnă că nu mă joc în zona asta. Astfel încât în zona aceasta va putea să vină foarte multă inovare, foarte multă tehnologie nouă, pe măsură ce apar și resursele educaționale asociate respectivei inițiative. Și atunci, încă o dată, predictibilitatea cu inovarea vor coexista într-o autostradă mare, fiecare mergând cu viteza lui, beneficiarul fiind elevul. În plus, și e important că altfel poate nu are, în plus va fi layer-ul de formare a cadrului didactic. Este esențial. Și aici sunt două mesaje importante. Eu îmi doresc și cred că vom putea pune aici prima anul acesta, atât pot să fac. Trebuie ca intrările să fie extrem de performante. Asta și atunci... înseamnă masteratul didactic? Masteratul, așa este în lege, eu prefer să spun master educațional. Îmi asum când spun asta. Anul acesta, în toamnă trebuie să fie operațional. Iar proiectul european, că altfel nu poți să experimentezi, proiectul european... Studenții vor primi bani, o bursă... cei care vor intra la acest masterat didactic, văd, știu că în legea educației e prevăzută o bursă egală cu salariul unui profesor debutant pentru studenții care aleg masteratul didactic. Ce vă spun acum și este important, masterul trebuie să fie master. Masterul, dacă nu-l faci responsabil, deci e în aceeași situație cu toți care fac masterul, că altfel se fac că fac masterul. Și atunci eu cred... deci nu-mi dați premiu mie care mă duc acolo? Păi nu. Sau mă atrageți? Păi sigur că da, este vorba de cariera profesională, lucrurile se întâmplă altfel. Deci eu cred că trebuie să fie win-win. Adică eu vreau, sunt pentru școală și are ceva în mine, vibrează ceva în mine să fiu profesor, iar sistemul investește în mine ca să pot să fiu la standardele potrivite, după care ne așteptăm ca intrările acestea să aducă și un bonus de salarizare, pentru că oamenii vor fi bine formați. Dar e un val întreg de intrări, e un val întreg de intrări. De 5 ani, de fapt vorbim de 10 ani de master sub diverse variante, diverse forme, up and down, niciodată operațional. Au mai fost reveniri, au fost strângeri din nou. Eu cred că dacă punem acest subiect și folosim un program european care nu te lasă să ieși din ce ți-ai asumat. Asta voiam să vă întreb, de ce program european? Haideți să vă spun, pentru că este util. Păi de ce? În primul rând folosești banul european, plătești un demers pe care îl faci în binele sistemului. Eu zic că e foarte important. Nu, folosești, costurile sunt acoperite din bani europeni. Noi n-am reușit pe ciclul acesta să utilizăm undeva la 6-7 miliarde de euro. Poate pe ciclul viitor vom căuta peste bugetul nostru ceva mai mult, cum zic eu. Universitățile va trebui să vină și să vă ceară dumneavoastră Ministerul Educației să intre în acest proiect european? Deci părerea mea că în acest proiect european va trebui să pilotăm 5-6-10 master atât cât putem pilota. Adică 5-6-10 universități. Da, și e vreo problemă, eu zic că este bine. Poate fi și alt program, dar nu poți să faci... Eu vreau să pornesc lucrul acesta. Mă gândesc că Ministerul Educației are dreptul să-și, ca angajator, să știeze resursa umană, să știeze inclusiv universitățile, nu? Îmi cer scuze, nu este o triere, ține de universitățile sau autonome. Haideți să înțelegem lucrurile acestea. E adevărat că ar fi potrivit să ajungem în măsura în care să spunem clar... în ce domenii vrem să pregătim oamenii, dar mai ia timp, pentru că și țări foarte avansate anunță acum că le-ar lipsi vreo 500.000 de IT-iști sau le lipsesc vreo 200.000 de data scientist. Nu, discutam în sensul în care profesorul este angajatul dumneavoastră. Bun. Universitățile sunt cele care sunt autonome și pregătesc resursa umană. Cu siguranță că pregătind un astfel de proiect le spui că are mare importanță pregătirea prin resurse umane în domeniul formării elevilor, deci profesorilor. În situația aceasta ai un master educațional, îmi place mie să spun, legea spune didactic, pe care îl pilotezi în mai multe instituții și vezi, pentru că este important să nu amestecăm masterul acesta, nu trebuie să vină după un alt master obligatoriu, adică omul termină 3 ani bachelorul, nu? Așa cum este ciclul 1 Bologna, după care să facă un master, după care să facă și masterul educațional. Nu! Părerea mea că termină Bologna pe un domeniu și vine într-un master educațional sau didactic, în care are o parte comună legată de profesie și are o parte de lucru direct în teren ca să fie educațional, extrem de consistent. La sfârșit va fi intrare în sistem de calitate bună. Nu poate fi schimbat sistemul în totalitate și vreau să-i anunț pe colegii mei care sunt acum dascăli și îi respectăm că vom face partea a doua a proiectului, va fi acela în care investim în dascălii de acum din școală. Nu vor trebui să fie excluși prin programe de scurtă durată, prin programe de mai lungă durată. De formare. De formare. Și cine vor fi formatorii lor?
cine vor fi formatorii lor, dar Dumnezeule mare, în țara asta există atâția oameni care știu să facă lucruri. Pentru că și în momentul ăsta există proiecte de formare și profesorii trec prin formări. Știm cu toții că unele sunt mai slabe, altele sunt mai bune. Sigur că da, unele mai slabe, altele mai bune. Aici o să încercăm să pilotăm la pachet partea de master educaționale și partea de formare profesională. Deși ea va intra tot în același proiect european. Asta este foarte interesant, pentru că e vorba de incluziune. Cei care vin vor avea o pregătire, cei care sunt acolo formăm, astfel încât să nu apară o falie și un disconfort între cei care intră nou în sistem și cei care sunt în sistem. Jobul nostru este nu să avem două sau trei categorii de profesori, ci să avem profesori buni, foarte bine pregătiți. Și ce facem cu cei care sunt slabi? Realitatea e clar va arăta. Cu siguranță că, așa cum noi discutăm de administrație publică, în care încercăm să evaluăm, să creștem capacitatea, să avem o politică de resurse umane și să-i ducem pe cei buni înainte, să-i stimulăm, cu siguranță că orice domeniu economic sau social din țara asta va trebui să ajungă până la urmă să-și evalueze oamenii cum trebuie, eventual să-i orienteze pe alte direcții dacă nu-s potriviți direcțiile, dar nu numai pentru educație, peste tot e la fel. Și aici gândiți o salarizare diferențiată în funcție de performanță? Sau mi-aș dori foarte mult, aici e un joc întreg între legea salarizării unice. Cred că ar fi foarte interesant și aici o să analizez dacă este posibil să existe din fondurile structurale actuale niște proiecte suficient de mari, dar mici, care se dau școlilor pentru inovare în educație, care să însemne pentru cei dintre profesori care vor să fie implicați un top-up pe resurse, adică un supliment pe resurse, pe un interval destul de lung, 3-5 ani, atât cât durează proiectul. Și dacă ai proiecte multe, cred că e un mesaj important. Cândva, lucrând într-un cadru internațional de fundații și asociații, am învățat că puține lucruri pe lumea aceasta trebuie să fie gratis și că efectele gratuităților în timp sunt foarte proaste. Și atunci trebuie să motivezi oamenii să intre în competiție, să-i vezi pe cei care pot și să-i stimulezi să poată mai mult. Și atunci este un mecanism virtuos. Cred că fondurile structurale pot juca foarte bine un rol aici și am încredere în ce colega mea, doamna ministru, a anunțat, în intenția dânsei de a crea un cadru puternic simplificat administrativ în utilizarea fondurilor structurale. Este un mesaj puternic. Este posibil să intre în aceste proiecte europene inclusiv? Asta încercăm să facem acum, dar n-am acum un răspuns pozitiv. Important este că noi intrăm într-un cadru pregătit, nu? Vedem ce anume se poate face, dar dacă știi ce vrei să faci și fundamentezi, ai șanse ca la momentul în care se poate face o astfel de schimbare să o poți face și eu mi-am asumat că sunt pentru o perioadă foarte scurtă, care poate să fie și până mâine și în cel mai rău caz până în decembrie anul viitor ministru, dar prin ceea ce fac vreau să pun acele semințe ca să ducă transformare pe termen mai lung. Deci dacă deciziile care le luăm acum, propunerile care le facem acum robust vor avea o influență pe termen mai lung și influența aceasta o voi lăsa în moștenire colegilor mei care vor veni după anul 2016, voi fi extrem de fericit pentru că eu sunt om de școală, sunt om de cercetare și vreau să văd lucrurile în mecanismul lor. Da? Nu vreau să văd acum ceva, mâine altceva. Deci continuitatea, transparența ca mecanism și creșterea aceasta constantă și serioasă a reputației. O întrebare referitoare la manuale, pentru că am vorbit despre ele și am trecut foarte repede. Mențineți din punct de vedere al legislației aceeași procedură de achiziții ca cele prin care au trecut licitațiile până acum? Vor rămâne tot trei firme care vor fi desemnate câștigătoare sau vă gândiți să schimbați? Avem un cadru legislativ. Am pornit deja efortul de a vedea ce anume se poate face în a optimiza. Și cu siguranță că aici este și în cadru mai larg al pachetului legat de achizițiile publice, acum în discuții și în pregătire. Dar, din punctul meu de vedere, cu cât este mai simplu, nu simplist, cu cât este mai clar și agreat de părți în sensul de respect reciproc, cel care solicită, cel care oferă, în beneficiul elevului, nu? Și a cadrului didactic, eu zic că vom găsi un echilibru inteligent, că România are nevoie de dinamică și nu are nevoie de frâne. Iar licitația pentru manualele de clasa a 3-a, cea aflată în derulată în momentul acesta, în ce etapă se află? Când vor primi elevii? Deci manuale? Există un calendar anunțat. Sigur, sunt contestații, sunt tot felul de... E un întreg. E în derulare, deci nu poate fi oprită. E în derulare.
Este o licitație în derulare, vom anunța la fiecare moment de timp care este situația, fiecare pas în parte, vom veghea ca lucrurile să fie făcute corect și transparent. Dar este o procedură în derulare. Și o ultimă întrebare, ce ați găsit în Ministerul Educației atunci când v-ați instalat ca ministru? Colegul dumneavoastră de guvern, Costin Borg, a declarat presei că a găsit la economie enorm de multe lucruri, obiecte din minister, date încomodat de societăți din subordinea ministerului, copiatoare, mașini, calculatoare, televizoare. Spunea dumnealui, creează o dependență, ce creează asta? Care e scopul meu ca funcționar în minister? Pe cine servesc? Pe cel care îmi dă calculatorul și televizorul sau mașina sau Ministerul Economiei? La rândul dumneavoastră ați declarat în una dintre primele ieșiri după ce ați preluat funcția, știu sistemul, dar mă las surprins zi de zi în ultimele zile de ce aflu nou. Exact. Ce ați găsit la minister? Îmi place ce ați spus, dar eu pot să spun că am găsit niște oameni care au servit în sensul bun al cuvântului, că servanții civici, public servants, sunt cei care servesc public, deci care ani de zile și-au pus energia, ideile în slujba învățământului superior și a cercetării și a învățământului preuniversitar din România. Sunt niște oameni în care am încredere. Asta nu înseamnă că e un sistem așa cum mi l-aș dori. Dacă ar fi să spun, suferă amarnic de lipsă de transparență, dar încă o dată am spus că transparența va fi acolo pentru că este imunostimulator. Nu? Din acest motiv, cred că sunteți la curent cu anunțul meu, Ministerul Educației este minister pilot în e-minister. Asta înseamnă că din zecile de platforme pe care le avem, din zecile de site-uri care, nu știu câte aplicații, vom avea posibilitatea să avem tot acces la date corelat, datele să fie interoperate, atunci când e posibil să fi fost inițiative duse în paralel, neinspirat duse în paralel, să încercăm să le concentrăm, vom optimiza un pic. În interiorul Ministerului vom face ca fluxurile de informații și date să fie mai bune. Vom fi transparenți, pentru că asta am făcut și cred că mă știți în ultimii ani cu instituția pe care și am condus-o. Și asta e un proiect pe care l-ați început dumneavoastră acum, e pe fonduri europene? E proiect pe fonduri europene, va fi din POC, pe zona de e-guvernare și cu siguranță că am tot sprijinul colegului meu, ministru de la Societatea Informațională, va fi un proiect important care va discuta și de, pun ghilimele că e important, de acel private cloud al educației, care înseamnă că este al educației, private în sensul că este al ei, dar va asigura toate facilitățile de open access la date guvernamentale, vom avea coerentă informația, vom pune rapoartele toate, astfel încât prin transparență să ducem pas cu pas la o transformare, etapă cu etapă la o transformare a sistemului de învățământ din România și o credibilizare atât a sistemului de învățământ cât și a celui de cercetare, prin transparență. Când va avea publicul acces, să zicem, prima oară la acest portal? Sunt multe lucruri. Deci, odată, portalul Ministerului se va schimba curând. Eu sper că în câteva zile să aveți o pagină de primire. Noi spunem un cover sau un front-end interesant, în care anunțăm e-minister și alte lucruri. Începem să anunțăm public momentele importante, să punem calendarul, să punem rapoartele. Sigur, nu va fi ușor să recuperăm istoria și ne uităm spre înainte și încet, încet istoria o vom aduce, astfel încât va fi un link la toată istoria Ministerului. Dar pe de altă parte, proiectul va însemna efort mare de a avea infrastructura funcțională, de a veni aici la noi la Minister și a avea un Wi-Fi funcțional de plin și sigur. Și cine face toate lucrurile astea? Deci important că noi scriem proiectul, vom avea resursele și ce vrem vom spune noi, cum vor spune firmele pe măsură ce vom scoate diverse pachete de lucru în licitații, ceea ce e normal. La cât estimați? Nu am făcut un estimat, dar doar vă spun că vor fi, de exemplu, 600 de stații de lucru care vor fi toate conectate la sistemul central, astfel încât tot ce se lucrează instituțional va fi e-minister, cât mai puține hârtii, număr mane, nu multe ștampile, dar este un proces de construcție. Încă o dată, e o construcție care, dacă concep, sunt foarte fericit ca beneficiile lui să fie simțite de colegii mei care vor veni după ce eu plec. Iar portalul acesta pe care spuneți că va fi accesibil în câteva zile, el a fost creat deja sau e creat zilele lucrăm, astea? Lucrăm la el. De către tinerii care lucrează voluntar. N-avem resurse și nici timpul nu ne lasă de niciun fel, astfel încât până vom avea proiectul, va trebui să facem. Tineri din minister? Tineri din minister,
tineri din universități, de peste tot. Important este că atunci când vorbim de educație, spunem că nu lăsăm copil în afara sistemului. Eu cred că atunci când discutăm, și așa am făcut întotdeauna cu cei cu care am lucrat, nu lăsăm talent în afara noastră, nu lăsăm talent și bunăvoință în afara noastră. Eu nu cred că sunt persoane care nu sunt capabile. S-ar putea la un moment dat să nu fi fost stimulate suficient să-și pună în valoare expertiza, ideile. Asta e modul în care eu lucrez de obicei, stimulând idei, inovare,